Uite, așa, gata, am reușit. Bagă. Mă, da, ăsta... Mamă... Ăsta e cel mai mare peianjen pe care l-am văzut vreodată până acum. Este o femelă destul de mare de tarantulă românească, cea mai mare specie de peianjen din România, dar probabil și din Europa. O să încerc să o țin un pic în mână. Chiar dacă are sacul cu ouă și este destul de defensivă din câte am văzut. Deci am reușit să băgăm un băț prin pământ ca să împingem peianjenul afară. E cu pui să pui. Da, e cu pui. Mamă, dacă t-am mai. Mamă, dar ce peianjen, ce mare e. Na, mi se pare mic, sincer. Dacă intră, nu. Face sunete? Nu. Uite, așa, gata, am reușit. Bagă. Mamă, da, ăsta. Mamă. Ăsta e cel mai mare peianjen pe care l-am văzut vreodată până acum. Pa bune? Da. Cât am văzut și mai mare, sincer. În România, e cel mai mare pe care l-am văzut până acum. E o femelă destul de mare de tarantulă românească, cea mai mare specie de peianjen din România, dar probabil și din Europa. O să încerc să o țin un pic în mână. Chiar dacă are sacul cu ouă și este destul de defensivă din câte am văzut față de puii ei. Da, e un peianjen foarte frumos. Este destul de mare, din câte puteți vedea, și are zona asta, unde de obicei ține grăsimile ca să supraviețuiască, destul de mică, din păcate. Asta probabil din cauza că nu a ieșit destul de ceva timp de la ea, din de acolo din pământ, pentru că a avut grijă de un sac cu ouă pe care l-are acum aici. Și văd, avem aici și un pui care a ieșit și pe care am reușit să-l prindem. Da. E un peianjen foarte frumos. Din păcate nu e în cel mai frumos moment din viața lui acu, pentru că din câte se pare destul de bătrân și nu e foarte activ și are și foarte multă grijă de ouă. Un lucru foarte interesant la peianjenii lupi este că femeile, după ce depun ouăle, spre deosebire de alți peianjeni care pur și simplu lasă ouăle în pace, ele cară ouăle în acest mic sac și după aia au grijă de pui chiar după ce eclozează din ouă și stau pe spatele ei. Și ține puii aceia timp de câteva săptămâni pe spatele ei și după aia când devin prea mari pleacă pui. Stai așa, asta e sac mic, bro. E și mai mare. Uh-huh. Cam cât de mare poate să ajungă? Foarte. E cam așa de mare cel mult. Pare cam jumătate. Ia stai, ce n-ai pentru corp. Așa? Da, o secundă. De obicei această specie tarantula românească, această specie de peianjen lup, stă de obicei foarte mult timp sub pământ, în galerii subterane. De obicei nu prea stă aici, la suprafața solului. Acest peianjen pare destul de slăbit în momentul actual, din păcate. Și nu vreau să o stresăm foarte mult, de aceea o să o mai filmăm foarte puțin și după aceea îi v-am dat drumul. După cum v-am spus, denumirea populară a acestei specii este de tarantula românească, însă nu lăsați numele acesta să vă înșele, deoarece tarantula românească, Lycosa singoriensis, nu este o specie de tarantulă, ci una de peianjen lup. Aceasta este cea mai mare specie de peianjen pe teritoriul României și Republicii Moldova, femeile putând ajunge la peste 3 cm în lungime, iar masculii la maximum 25 mm, care ar echivala cu 2,5 cm. Este o specie tericolă, petrecându-și majoritatea timpului galerii săpate în sol, după cum v-am spus, și petrecând puțin timp deasupra solului. Specia preferă zonele de câmpie, inundabile, cu sol umed, în care poate să sape cu ușurință. Mușcătura acestei specii este destul de neplăcută pentru om, efectele sale fiind următoarele. Imediat după ce peianjenul a inoculat veninul, apare o durere intensă ce durează circa 24 de ore după inoculare. Locul mușcăturii se umflă și se înroșește intens. Nu sunt prezente dureri în restul corpului. Asta este tot ce am reușit să găsesc despre mușcătura acestei specii pe Wikipedia, din păcate, pentru că n-am găsit alte informații despre mușcătura sa. Și acum doresc să vă pun o întrebare. Credeți că ar fi o idee bună să testez mușcătura acestei specii de peianjen pentru a vedea cât de asemănătoare sunt efectele venirii asupra mea, comparabil cu ce scrie pe internet? Scrieți-mi în comentarii răspunsul la această întrebare, dacă doriți să mă vedeți mușca de tarantula românească. Frumos aici. S-a dus. La ea acasă. La noi. Data viitoare știm unde să la noi acasă. Pa, pa!